Sarcina este o perioadă însoțită de foarte multe modificări hormonale. Toate lucrurile acestea se manifestă și în plan fizic. Există un exces hormonal din mai multe tipuri de hormoni și atunci sigur că pot exista și anumite scurgeri fiziologice, dar atenție, ele sunt inodore, incolore, sunt cantități mici. Înspre sfârșitul sarcinii să avem nevoie să fim foarte atenți să nu cumva să fie dopul gelatinos. Da? Dacă vorbim de prima perioadă a sarcinii, ele pot fi vulvovaginite, de foarte multe ori candidozice. Secreția este alb-brânzoasă, miroase ușor a pâine dospită și este un prurit însoțită de un prurit local. De multe ori însă și partenerul nostru poate fi afectat, așa că tratamentul recomandat se face la ambii parteneri. Este bine să însoțim întotdeauna tratamentul de un examen sumar de urină în prealabil, de o recoltare a acestei tip de secreții pentru a vedea ce microbi este acolo și ce tratament se indică de către medicul specialist în ginecologie. De asemenea, pot exista, din păcate sau din nefericire, pot exista scurgeri patologice cauzate de boli transmisibile sexual. De foarte multe ori în perioada sarcinii se prezintă astfel de gravide cu probleme destul de serioase și cu riscul de a naște copii prematuri, cu riscul de a se infecta sarcina și chiar și de deces. Și atunci este important din nou să recoltăm secreția, să ne prezentăm pentru recoltarea de secreție, să mergem cu rezultatul la medicul de familie sau la medicul ginecolog care ne monitorizează și în felul acesta tratamentul pe care îl primim să fie unul țintit, eficient, pe o perioadă suficient de îndelungată încât să-și facă efectul și nu în ultimul rând să fie ambii parteneri tratați. Este o situație frecvent întâlnită, de exemplu, în sarcina la minore, când avem nevoie să stăm de vorbă cu aceste fete, care de obicei însă se prezintă foarte târziu pentru înregistrare sau apar într-un stadiu tardiv al sarcinii și, din păcate, acele sarcini sunt grefate de nașteri premature, de nașteri problematice. Ce mai este important? Să știm că un loc important înseamnă toaleta locală. Dușul de fiecare zi, duș, nu baie, duș cel puțin de 2 ori pe zi, o dată de 2 ori pe zi, în funcție de cât transpirăm, este esențial să-l avem. Apa curgătoare spală toți microbii, în consecință nu facem baie în propria noastră mizerie și îmi pare rău, poate nu este plastic, dar asta aș recomanda. Nu în ultimul rând, lenjeria purtată în timpul sarcinii este esențială, pentru că este de dorit să fie o lenjerie înaltă, de bumbac și nu de tip tanga. Poate că nu este elegant, dar până la urmă este esențial să cunoaștem câteva reguli de bun simț care ne pot proteja și care pot să ne ferească de foarte multe neplăceri. Spălarea lenjeriei este esențial să se facă la 90 de grade, dezinfectarea, călcarea lenjeriei, astfel încât să fim ferite de riscul de a dezvolta diverse dismicrobioze, cum le spunem. Prezentarea la medicul de familie sau la medicul ginecolog este o primă măsură și, în ultimul rând, igiena partenerului nostru sexual. La fel este esențial ca cei doi parteneri să fie foarte deschiși și să vorbească despre asta, pentru că dacă nu se întâmplă așa, atunci pot exista foarte multe, să zicem, mici situații disarmonice și nu este de dorit nici pentru copil, nici pentru niciunul dintre parteneri.